e adevărat, toată biserica zice? Amin. Deschidem cuvântul sfânt al lui Dumnezeu la 2 Cronici, capitolul 7, și vom citi de la versetul 11 până la versetul 22. Versetul 14 îl vom citi împreună cu toată biserica. 2 Cronici 7, de la 11 la 22. E cuvântul lui Dumnezeu, are gândurile lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, când citim Biblia, ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne lumineze mintea, să ne deschidă inima, să ne dea har să înțelegem, să credem și să trăim cuvântul. De aceea, în rugăciune, venim întotdeauna înaintea Domnului la citirea textului și în seara aceasta, când ne rugăm toți în inima noastră, fratele Ilie Țundrea ne va conduce în rugăciune cu voce tare. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese în gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea minte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie. Și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit, și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul tău de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit tatălui tău David când am zis: niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile mele pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va zice: pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Și se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au alipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele. Și noi spunem: Doamne, păzește România de ele și păzește bisericile și casele noastre. Plecăm capetele și ne rugăm. Amin. Și lucrurile care le-ai spus lui avea doar să le numerești. Amin. Spui că dacă ne smerim, dacă ne rugăm, dacă îți căutăm fața și dacă ne abatem de la căile, ești gata să ne asculți. O, Doamne. Să vii numele Tău pentru până. Amin. Amin. De o comportare care se strigească. Amin. Dar ne rugăm pentru România. Da, Doamne. Ai milă și nu lăsa să-ți scapă. Te rugăm, Doamne. N-am vrea să fie peste noi. Amin. Și am vrea să cunoaștem bine. Da, Doamne. De aceea, cu înainte de a fi referendum, te rugăm, pregătește-i. Amin. Amin. Să fim mai Amin. Și să fim gata să Amin. Să fie gata.
O, oh, Doamne! Și pe Doamne, ca Duhul Tău. Da, Doamne! Și pe Doamne, ca să ne nască tot la vedere. Amin! Amin! Vă invităm să ocupați locurile. Cu fiecare zi cu care ne apropiem de data referendumului, confruntarea spirituală este tot mai mare și încercările celor care nu vor să accepte familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, loviturile sunt tot mai multe și cu tot mai multă viclenie. Acum se încearcă să blocheze accesul Coaliției pentru Familie la posturile de radio și televiziune. Se încearcă să blocheze dreptul cetățenilor României de a face publicitate prin distribuirea de materiale informative pentru referendum. Suntem reclamați la Biroul Electoral Central și se cere decizii care să blocheze în totalitate lucrarea Coaliției pentru Familie. Susținută de toate bisericile din România, de toate partidele politice majore din România, cu excepția unuia singur care s-a pronunțat ca și partid împotrivă, dar și din partidul acela sunt oameni care cred că este important ca familia, așa cum a întemeiat-o Dumnezeu, să fie definită clar în Constituția României. În fiecare partid politic sunt și oameni care se împotrivesc acestei inițiative de a proteja familia în legea fundamentală a țării. În zilele care urmează ne așteptăm la atacuri și mai mari. Dar în fața lor, în fața acestor atacuri, Biserica Domnului are una dintre cele mai mari ocazii să putem să spunem, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Și dacă Domnul este adevăratul Dumnezeu, atunci ne rugăm că El să întoarcă inima poporului român spre El. Biserica are un rol esențial în această luptă spirituală. Rolul bisericii în această luptă se desprinde și din principiul pe care Dumnezeu l-a enunțat când i-a vorbit lui Solomon. Atunci a vorbit pentru poporul lui Dumnezeu din vechiul legământ. Principiul însă este valabil pentru poporul lui Dumnezeu din noul legământ. Despre ce este vorba? După sute de ani, după ce au ajuns în țara făgăduinței, sub domnia regelui David, s-a născut dorința aceea în inima lui David să înalțe o casă în cinstea lui Dumnezeu, un templu. Când a văzut că poporul așezat în țară locuiește în case frumoase, a spus, doar Dumnezeul nostru, chivotul legământului, să stea într-un cort. David a spus, merită Dumnezeul nostru cinstea care îi se cuvine și am să înalți o casă de rugăciune. Inițial, profetul Natan i-a spus, gândul e bun, fă tot ceea ce ți-a pus Dumnezeu pe inimă. Dar apoi Dumnezeu i-a vorbit profetului Natan și a spus, du-te și spune lui David, nu tu, vei fi cel care va înălța casa de rugăciune, templul acesta pentru slava mea, pentru că tu ai fost un om a războaielor. Fiul tău care va veni după tine la tron va fi un împărat în vreme de pace și el va zidi templul acesta. David a spus, dacă nu pot zidi eu, n-am să rămân cu mâinile în sân
am să fac ceva. Voi aduna toate materialele de care e nevoie pentru templu. Și a început să adune materiale și să organizeze lucrurile în așa fel încât generația care vine după el, fiul lui, să aibă un început bun. David a plecat în veșnicie, Solomon a venit pe tronul împărăției lui Israel și a început să zidească templul. Una dintre construcțiile monumentale ale vremii, impresionante. Când a fost terminată construcția, sfințirea ei, dedicarea ei, a fost într-o procesiune din punct de vedere uman, de o strălucire cum numai împăratul Solomon putea organiza. Dar dincolo de strălucirea omenească, ceea ce s-a întâmplat la sfințirea templului a fost faptul că slava lui Dumnezeu, norul slavei lui Dumnezeu s-a coborât peste templu, a umplut templul, încât preoții n-au mai putut intra în templu de slava lui Dumnezeu. A fost un moment de o intensitate duhovnicească. A fost un moment glorios. A fost un moment în care toată orchestra leviților și corul leviților a cântat și a spus căci îndurarea lui ține în veac. S-a terminat procesiunea cu rugăciunea lui Solomon, o rugăciune deosebit de frumoasă. O rugăciune în care aduce înaintea lui Dumnezeu toate posibilele întâmplări, toate posibilele circumstanțe din istoria viitoare a poporului și ce va însemna casa aceea înălțată în cinstea lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu în vreme de necaz, de încercare, în vreme de răstriște, dacă vor veni și se vor ruga cu fața întoarsă spre casa aceea. Solomon spune, ascultă-i din ceruri. În partea finală a rugăciunii, în versetul 36 din capitolul 6, Solomon mai adaugă un aspect. Când vor păcătui împotriva ta, căci nu este om care să nu păcătuiască, și când vei fi mâniat împotriva lor și îi vei da în mâna vrăjmașului, care îi va duce robi într-o țară depărtată sau apropiată. Dacă își vor veni în fire în țara unde vor fi robi, dacă se vor întoarce la tine și îți vor face cereri în țara robiilor și vor zice, am păcătuit, am săvârșit fără de legi, am făcut rău, dacă se vor întoarce la tine din toată inima lor și din tot sufletul lor în țara robiilor unde au fost duși, dacă îți vor face rugăciuni cu privire întoarse spre țara lor pe care ai dat-o părinților lor, spre cetatea pe care am ales-o și spre casa pe care am zidit-o numelui tău, ascultă din ceruri, din locul locuinței tale, rugăciunile și cerile lor și fă-le dreptate. Iartă poporului tău păcatele făcute împotriva ta. E cererea lui Solomon. Și Dumnezeu îi răspunde. Dumnezeu îi spune, Solomon, ți-am auzit rugăciunea și o ascult. Și Dumnezeu face rezumatul rugăciunii lui Solomon și îi spune următorul lucru. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, de ce le va trimite Dumnezeu pe toate acestea? De ce închide Dumnezeu cerul? De ce este blocat cerul deasupra poporului? De ce sunt calamități pe pământ? De ce este pustuită țara? De ce sunt loviți oamenii de ciume și de suferințe cumplite? Răspunsul este rugăciunea lui Solomon și în ceea ce spune Dumnezeu mai apoi. Din pricina păcatului. Dumnezeu spune, dacă poporul va păcătui, dacă poporul se va răzvrăti împotriva lui Dumnezeu, dacă poporul își va întoarce fața spre idolatrie,
Păcatul are consecințe teribile. Păcatul este cea mai cumplită ofensă adusă lui Dumnezeu. Cea mai mare insultă la adresa Dumnezeului Sfânt este păcatul. Și Dumnezeu spune, când poporul se va împietri în asemenea hal, încât îl va sfida pe Dumnezeu, îi vor întoarce spatele și se vor duce în idolatrie. Dumnezeu nu rămâne nepăsător. Păcatul are consecințe. Păcatul are consecințe spirituale. Isaia, capitolul 59, spune, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă, ci păcatele voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Se închide cerul. Se închide cerul. Doamne, teribilă situație pentru omul sau pentru poporul deasupra căreia este închis, a căruia este închis cerul. Dacă se închide cerul, pământul intră în totalitate sub domnia diavolului. Și apoi vin necazurile, vin calamitățile, vin nenorocirile, vine rătăcirea minții. Și spune Apostolul Pavel Roman, capitolul 1, Dumnezeu îi lasă în voia minții lor blestemate. Și oamenii cu mintea blestemată încep să trăiască într-un mod din rău în mai rău și duc poporul în nelegiuire. Și noi ne rugăm, Doamne, păzește România de conducători cu minte blestemată. Păzește România, Doamne, de televiziuni populate de oameni cu minte blestemată. Păzește România de instituții publice conduse de oameni cu minte blestemată. Păzește bisericile, Doamne, să n-ajungă așa păstori. Păzește bisericile de asemenea membri. Când Dumnezeu abandonează în voia minților blestemate și mânia lui Dumnezeu se declanșează, închide cerul și lasă pământul pe mâna oamenilor cu minți blestemate sub stăpânirea celui rău. Ai vrea să trăiești într-o asemenea țară? Ai vrea să lucrezi într-o asemenea instituție? Ai vrea să-ți meargă copiii la asemenea școală? Ai vrea să fie în justiție asemenea magistrați? Țările lumii care s-au dus pe drumul acesta ne spun că mai avem un pas și ajungem acolo. Și când Dumnezeu îi spune lui Solomon, Solomon, păcatele au consecințe teribile. Mânia lui Dumnezeu se descoperă. În contextul acesta Dumnezeu face o promisiune care pentru mine este cutremurătoare. Când Dumnezeu este sfidat, când Dumnezeu este batjocorit, când Dumnezeu este necinstit la scenă deschisă, când mânia lui Dumnezeu este gata să se aprindă, Dumnezeu spune Solomon, dacă în momentele acelea poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri. Se deschide cerul. Până atunci e închis. Se deschide cerul. Și Dumnezeu spune, îi voi ierta păcatul. Și voi tămădui țara. Promisiunea aceasta pe care o face Dumnezeu este copleșitoare, dar este o promisiune condiționată. Este o promisiune care începe cu dacă. Dacă poporul meu. Dacă poporul meu va face câteva lucruri, va face câțiva pași. Și pașii sunt menționați de Dumnezeu clar pentru fiecare. Se va smeri,
se va ruga, va căuta fața mea și ne-am uitat la aspectele acestea și urmează ultimul pas. Ultimul pas spune și se va abate de la căile lui rele. Frați și surori, pasul acesta este cel mai greu. Pasul acesta este cel mai greu, să se abată de la căile lui rele. Avem în Biblie exemple de oameni care s-au smerit, care s-au și rugat, care au și căutat fața Domnului până a trecut furtuna. Și după ce a trecut furtuna, s-au întors la căile lor rele și și-au continuat drumul pe căi rele. Dumnezeu spune, ultimul pas, întoarcerea sau abandonarea căilor rele, este proba care demonstrează dacă celelalte au fost adevărate sau de pe vârful limbii. Dacă smerenia, rugăciunea și căutarea feței Domnului sunt adevărate, atunci urmează întoarcerea de la căile rele. Dacă nu urmează întoarcerea, abandonarea, întoarcerea cu 180 de grade, toate celelalte au fost doar foc de paie. Solomon, dacă poporul meu va merge pas cu pas până la întoarcerea totală, atunci voi asculta din ceruri, atunci voi ierta păcatul, atunci voi tămădui țara. De ce este atât de greu pasul acesta? În istoria regatului de sud al lui Iuda, cu o istorie de aproximativ 300 de ani de la David până la robia babiloniană, în timp de 300 de ani au fost doar 4 momente în care poporul s-a întors de la căile lui rele. Majoritatea împăraților din Iuda au fost împărați răi, păcătoși. Din regatul de nord, toți regii au fost păcătoși și stricați. Niciunul n-a fost bun. În regatul de sud au fost câțiva care au încercat să facă binele, dar a fost doar pentru o scurtă perioadă și apoi au căzut sub presiunea păgânismului poporului și a popoarelor din prejur. Doar de 4 ori a fost în vremea împăratului Asa, în vremea împăratului Iosafat, în vremea lui Ezechia și în vremea lui Iosia. Numai în vremea acestor 4 împărați, în interval de aproximativ 300 de ani, de 4 ori poporul s-a întors de la căile lui rele. Dar numai pentru o scurtă perioadă. Ce a însemnat de fapt întoarcerea de la căile rele? Căile rele despre care vorbește Biblia sunt căile păcatului datorită idolatriei. Căile rele au început atunci când poporul lui Israel s-a uitat la popoare din jur și i-a spus lui Samuel: ne-am săturat să mai fim un popor sfânt și diferit de toate celelalte popoare. Vrem să fim și noi ca toate celelalte popoare. Și din momentul acela, tendința lor a fost să fie ca celelalte popoare. Cele mai mari ispite și cele mai mari atracții ale poporului lui Dumnezeu spre căi rele, cea mai mare ispită a fost datorită idolatriei. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, idolii din vremea aceea care domină scena ispitelor și a căderilor sunt Baal și Astarteia, Moloch și Chemoș. Mai sunt și alte zeități, dar acestea sunt zeitățile principale. Care erau influențele acestor zeități, idoli, păgâni? Baal și Astarteia erau zeitățile care incitau păcatele sexuale. Erau păcatele destrăbălării. Zeitățile acestea aveau niște ritualuri, cultul acestor zeități
presupuneau destrăbălare la scară națională. Stâlpii Astartei erau, de fapt, echivalentul pornografiei din vremea noastră. Stâlpii Astartei erau, de fapt, sculpturi pornografice a acestei zeițe. Baal era reprezentat cu un taur cu cap de om sau om cu cap de taur. Și erau zeități care trăgeau poporul în destrăbălare și în stricăciune. Și oamenii deveneau neînfrânați. Oamenii erau incitați. Oamenii aveau simțurile incitate și pornirile păcătoasele lor erau neînfrânate. Atracție extraordinară. Extraordinar de puternică și păcătoasă. O să zicem, da, asta a fost în vechime. Vreau să vă spun că Baal și Astarteia și-au schimbat doar imaginea, dar le-a rămas mesajul. Zeitățile acestea sunt prezente și sunt prezente cu o forță extraordinară. Pornind de la Revoluția Sexuală, de imediat după Primul Război Mondial și apoi prin anii 60 cu mișcarea muzicii rock și apoi mișcarea hippie și așa mai departe, cu această Revoluție Sexuală, tinerii mai întâi au fost împinși înspre păcate sexuale înainte de căsătorie. Și bărbații și femeile căsătorite au fost încurajați să trăiască în păcate în afara familiei. Păcate premaritale și extramaritale. Și a venit această ciumă peste popoarele Europei și apoi a venit în România și sunt incitați oamenii prin tot felul de mesaje, de filme erotice, tot felul de muzici erotice, sunt incitați să spargă tiparul Sfințeniei. Și peste această revoluție sexuală, în învățătura demonică a călcării Sfințeniei lui Dumnezeu în viața de familie, a venit de câțiva ani încoace ciuma pornografiei. Ciuma pornografiei este Astarteia dezlănțuită în toată puterea demonică a acestei ciume care macină și macină teribil lumea de astăzi. Frați și surori, vă spun cu frică și cu tremur, din generația tânără, de pe la vârsta de 7-8 ani de zile sunt prinși în pornografie. Ascultați-mă! Ascultați-mă că uneori mă duc acasă și sunt împovărat după consilieri la copii care au ajuns în asemenea robie. Doamne, îndură-te! Sunt adolescenți, băieți și fete, sunt bărbați și femei căsătoriți, sunt bărbați și femei divorțați, sunt prinși în ciuma aceasta care le spurcă mintea și le strică inima. Este o nenorocire care aduce atâta distrugere psihică și emoțională încât familiile vor fi nimicite de flagelul acesta al Astarteii. Și-a început televiziunea, și-au început marile ecrane, industria cinematografică, industria distracțiilor, industria concertelor de tot felul de destrăbălați, să vândă acest flagel și se duc milioane de oameni. Ciuma aceasta, să știți că nu se oprește la gardul bisericii. Și vreau să vă spun că nu se oprește la gardul caselor noastre. Ciuma aceasta pătrunde. Pătrunde și se spurcă țara. Se strică omenirea. Ciuma aceasta a ajuns atât de tare încât a stricat mintea și discernământul oamenilor. Vă întrebați de ce? În proporție, în procent înspăimântător, populația Canadei, a Australiei, a votat căsătoria între persoane de același sex.
Vă întrebați de ce Irlanda? În majoritate, populația a votat să meargă pe drumul sodomiei. Vă întrebați de ce în Anglia, de ce în Canada, de ce în alte țări se duce sodomia și se duce cu o forță extraordinară? Pentru că de zeci de ani, sufletele și mințile oamenilor au fost distruse de flagelul acesta care a pătruns în viața lor, în inima lor. Și nu mai au discernământ. Numai că după Baal și Astarteia, vin ceilalți doi idoli, Moloch și Chemoș, pe care Biblia numește urâciunea moabiților. Ce erau aceste două zeități, Moloch și Chemoș? Erau două zeități la care se aduceau jertfe copii mici. Jertfele aduse în cinstea lor erau copii mici, aveau niște statui din bronz imense, cu o gură mare și cu niște brațe acționate de niște pârghii și în interiorul acelor monștri, acelor zeități din bronz, era făcut foc. Și când focul era încins, părinții își duceau copiii și îi puneau pe brațele acelor zei. Și preoții lor acționau brațele acelea cu pârghii din spate și brațele se ridicau și aruncau copiii în pântecele acelui monstru ca să ardă de vii. Și părinții erau în extaz că au adus jertfă lui Moloch sau Chemoș. Pruncucidere. Pruncucidere sub formă de religie. Și asta era la scară națională. Ferească Dumnezeu țara noastră de minți blestemate. O să ziceți, frate Paul, ce bine că nu e la noi. O, ba da, a venit la noi. Se spune că printre primele daruri pe care le-a făcut Franța României la Revoluție a fost o clinică de avort echipată cu tot ce îi trebuie. Și din 90 încoace, milioane și milioane de copii au fost omorâți în pântecele maicii lor, pentru că oamenii s-au dus după Baal și Astarteia și apoi a venit Moloch și Chemoș. Și acum își aruncă copiii la gunoi și îi sfârtecă în pântecele maicii lor și îi omoară. Și ies de acolo bucuroși că au scăpat de ei. Urăciunile acestea au distrus mintea și viețile a milioane și milioane de oameni din România și milioane și sute de milioane în lumea liberă. Dar de ce se ajunge acolo? Pentru că tot mai mulți oameni nu mai trăim psalmul numărul 1 care spune ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Știți cum începe? Vă rog să mă ascultați cu atenție. Începe cu izvorul de unde îți alimentezi mintea și sentimentele. De unde ne alimentăm mintea și sentimentele? Cel mai la îndemână. Spuneți-mi, ce face o mămică sau un tătic când e obosit, ocupat și vrea să scape de cicăleala și de agasarea copilului pe care îl are. Ce-i pune? Zice stare, ce-i pune? Ori telefonul, ori iPad-ul, ori televizorul. Copilul acela este deconectat de la familie și este conectat la o sursă otrăvită. E o sursă otrăvită. Sursa aceea îi influențează mintea și sentimentele și copilul acela devine adolescent și adolescentul devine matur și maturul devine bătrân și creștem cu mintea conectată la cea mai otrăvită apă. Frați și surori, la ora actuală în Europa, generația tânără aproape că nu mai are discernământ. Pentru că mintea le-a fost spălată, creierile sunt spălate.
Pentru că viața lor este de acum influențată, au fost alimentați în mintea lor de aceste imagini și de aceste mesaje și sunt atât de puternice că le-a distrus discernământul. Și acum asta le place. La noi în sat era o poveste cu un bărbat care a crescut într-o casă cu o mamă care numai gospodină n-a fost. Și de fiecare dată când făcea mâncare, ardea și-a fumat mâncarea. De el cu asta a crescut. S-a căsătorit și s-a căsătorit cu o fată crescută într-o familie cu mamă gospodină care gătea nemaipomenit. Și tânăra soție i-a gătit și i-a dat mâncare și i-a spus că nu-i place. Și s-a străduit mai mult și nu-i place. Și tot așa, săptămâni și luni de zile, până când într-o zi, din neglijență, din neatenție, a ars mâncarea și a fumat-o și a dat-o. Și când a mâncat-o, a spus, în sfârșit, în sfârșit gătești ca mama. În sfârșit gătești bine mâncare care îmi place. Înțelegeți că vin copiii aceștia cu mintea otrăvită, cu inima otrăvită. Vin din lumea aceea și vrei să le dai cuvântul lui Dumnezeu și nu le mai place. Înțelegeți că toate lucrurile acelea au influență. Și sunt idolatrie. Și fratele Dan a avut un mesaj despre idolatrie în urmă cu câteva duminici. Și ne-a explicat care sunt idolii și care este impactul lor. Dar ce ne uităm acum în România, de zeci de ani, mesajele acestor organizații sodomite au alimentat desenele animate, au alimentat emisiunile, au alimentat filmele, au alimentat internetul și izvoarele din care ne adăpăm sunt izvoare stricate și otrăvite și avem minte stricată și otrăvită. Și Dumnezeu se uită la noi. Și Dumnezeu ne vede robii în idolatrie. Și Dumnezeu spune, mai e un pas. Mai e un pas. Și țara se poate scufunda ca și alte țări. De aceea, chemăm biserici la rugăciune și spunem, Doamne, îndură-te de poporul tău și moștenirea ta. Dar Dumnezeu spune, sunt gata să-mi opresc mânia, sunt gata să schimb mersul istoriei dacă poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu, se va smeri, va înțelege că s-a îndepărtat de Dumnezeu, s-a dus în nebunia lui, în orgoliu, în aroganță, în răzvrătire, dacă se va smeri și se întoarce la Dumnezeu cu inima zdrobită, dacă se va ruga, va căuta fața Domnului, îi va fi dor de Domnul. Și toate acestea se validează dacă se întorc de la căile lui rele. Știți ce înseamnă întoarcere? Când Iosua a vorbit cu poporul care își căpăta de amândouă picioarele, cu inimă împărțită, a spus, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Ori lui Dumnezeu, ori idolilor. Când Samuel a venit la momentul acela în care închiria diarim, Dumnezeu a cercetat toată cetatea și poporul a plâns pentru că le ador după Domnul. Samuel i-a chemat la Mițpa, la rugăciune și a spus, dacă din toată inima vă întoarceți la Dumnezeu, ce să faceți? Scoateți afară din mijlocul vostru Baalii și Astarteile, Dumnezeii străini. Scoateți idolatria, întoarceți-vă de acolo. În toate cele patru treziri spirituale din Cartea Împăraților și Cronici, când Dumnezeu a cercetat poporul în vremea lui Asa, Iosafat, Ezechia și Iosia, poporul s-a întors la Dumnezeu, dar a scos idolatria. Dacă poporul meu se va bate de la căile lui rele, și ajungem la punctul cel mai greu. Când o să spui, frate, dar calea mea nu e chiar așa de rea. Frate, eu îl iubesc pe Domnul, mă duc și la biserică. Frate, v-am mai spus că o soră din biserică a venit la una din predicile mele în care am explicat pericolul pentru minte și inimă să fii alimentat din aceste izvoare stricate, otrăvite. Și s-a dus
Și a spus, nu mă mai duc în predică el. Și s-a interesat când nu predic eu și atunci venea la biserică. Și a zis, ferească Dumnezeu să nu chem pe cineva dintre ai mei nepocăiți când predică el, pentru că o să creadă că e bătut în cap. Cum să renunț eu la televizor și la filme și la toate celelalte, că doar trăim în secolul 21, secolul tehnologiei? Până în urmă cu un an de zile, când s-a întâmplat ceva. I s-a stricat televizorul. Și ocupată fiind, n-a avut vreme o lună de zile să-și repare televizorul. Și pentru că n-a avut vreme să-și repare televizorul, seara avea timp să citească în Biblie și se culca mai devreme. Și dimineața se scula mai odihnită și mai devreme și avea timp să citească în Biblie. Și după o lună de zile când s-a trezit că îi strica televizorul, a spus, dar parcă e mai bine în casă fără televizor. Și apoi și-a dus aminte de ce am spus eu și a zis, mă duc să-mi cer iertare de la fratele Paul. Și m-a oprit într-o zi când era la biserică, m-a oprit aici în față și a zis, frate Paul, vreau să-mi cer iertare la dumneavoastră. De atunci au trecut 9 luni de zile de când se strica televizorul și tot stricată-i. Dar vreau să vă spun, am atâta bucurie în suflet pentru că am început să trăiesc fericirea aceea de a căuta fața Domnului. Știu ce o să-mi spui. Frate Paul, ești exagerat. Dacă vrei să bei apă otrăvită mai departe, bea-o. Dar fratele Petric a zis dimineață, citind din Ezechiel 33, străjerul a strigat de pe ziduri. Ți-e sufletul în primejdie. Ți-e sufletul de copil în primejdie. Ți-e sufletul de tânăr în primejdie. Scoate site-urile acelea de pe computerul tău, scoate-le și blochează-ți. Pune-ți parolă. Întoarce-te la căile rele. Întoarce-te din relații păcătoase. Întoarce-te din orice fel de păcat, orice lăcomie, orice fel de materialism, orice fel de nepăsare, răzvrătire, orice păcat. Doamne, îndură-te de noi. Dumnezeu spune, dacă poporul meu se întoarce cu toată inima spre mine, atunci voi asculta din ceruri, voi ierta poporul meu și voi face minuni să vindec țara. Știți că noi ne-am dorit să vindece Dumnezeu țara, dar să ne lase pe noi bolnavi. Dumnezeu să facă minuni la alții, dar să ne lase pe noi așa cum suntem. V-am spus la început că este cel mai greu pas și pasul la care de-a lungul a zeci de ani de slujire ca păstor am avut cele mai mari lupte cu oamenii care au fost prinși pe căi rele. Dar frate, chiar să mă întorc? Dar chiar să renunț? Dar chiar? M-am dus odată într-o familie, invitat pentru că fetița lor la vârsta aceea avea 5 ani și avea mari tulburări psihice. Diagnosticată fetița cu suspect schizofrenie la vârsta de 5 ani. Este ceva dincolo de tot ce se întâmplă în lumea psihologică, psihiatrică. M-am dus și într-adevăr fetița avea frânturi de halucinații și frânturi delirante. Era cu psihicul distrus. Am încercat să aflu, să văd de unde vine. Și nimic din ce am putut să văd, să aflu, nimic nu s-a legat să am o explicație ce se întâmplă cu sufletul acelei fetițe. Când să plec, mama îmi spune, frate Paul, nu știu dacă vă ajută sau nu, dar în urmă cu câteva luni de zile, fetița a văzut cu mine un film de groază într-o noapte. Și întreb, ce film de groază? Și a spus, frate Paul, soțul era plecat nu știu unde cu serviciu, am fost numai eu acasă, n-aveam somn și m-am uitat la un film și fetița s-a trezit și s-a uitat și ea cu mine. Și filmul se numea filmul de groază Terminator. Un film de o violență imagistică, atât de puternic, de intens. Filmul acela, imaginea acelea, a distrus mintea fetiței. I-a spart psihicul.
Și acele frânturi delirante și frânturi halucinatorii erau de fapt rămășițele, flashback-urile din filmul acela. M-am întors spre fetiță, am început să văd ce s-a întâmplat. Și explic mamei. Va trebui să facem următorul lucru. Fetița să nu fie expusă la niciun fel de scenă violentă, vorbe, agresivitate. Are nevoie de ceva calm și cald și liniștit. Are nevoie de atmosfera aceea în care să îi se descarce sufletul și să se vindece. Și să nu mai porniți televizorul. Să nu mai vadă nicio imagine violentă. Scoateți-l din casă! S-a uitat la mine trist și a zis, frate Paul, și bucuria asta vreți să mi-o luați? Așa e că o să ziceți, frate Paul, chiar vrei să ne iei toate bucuriile? Toate bucuriile lumești și drăcești aș vrea să le ia Dumnezeu de la noi. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la ea. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, a cărui frunze nu se veștejesc. Își dă rodul la vremea lui. Tot ce începe, duce la bun sfârșit. Nu tot așa este cu cei răi, cu sfatul lor, ci ei sunt ca pleava pe care o spulberă vântul. Ce ai vrea să fii, pom sau pleavă? Ce ai vrea să-ți fie casa, pom lângă izvor de apă sau pleavă spulberată de vânt? Suntem în fața unei bătălii extraordinare. Spuneam dimineața la ora de rugăciune că dușmanii pe care îi avem înaintea noastră sunt trei. Un dușman nevăzut, care este diavolul, Dumnezeul veacului acestuia, care a orbit mintea oamenilor și care duce lumea înspre această nenorocire. Și noi ne rugăm și spunem, Doamne, zădărnicește planurile celui rău. N-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Dar e acolo și îi vedem zbaterile ca să țină poporul acesta în robie și să nu-și revină din întunericul acesta. Al doilea dușman este armata tuturor acelor care la televiziune, în Facebook, pe internet, pe toate părțile, atacă și batjocoresc și umplu de minciuni țara și lumea cu privire la pericolele referendumului și că nu-i nevoie de el. Îi vedeți și apar. În fiecare zi mai apar alții. Și atacurile lor sunt tot mai multe și îi vedem și știm. Probabil că sunt și alții care vor apărea zilele următoare. Doamne, te rugăm, îndură-te de ei! Dar mai este un segment. Și segmentul acesta este cel mai periculos. Pentru că este un segment pe care ai impresia că îl poți ignora. Este segmentul celor nepăsători. Este segmentul celor neimplicați. Acelor care spun, da, așa-i familia, da, să meargă alții. Să meargă alții să împartă pliante, să meargă alții la vot, să meargă alții să lupte, eu îmi văd de ale mele. Acesta e segmentul cel mai periculos. Și pentru segmentul acesta, vreau să citesc ce ne-a spus Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 12. Matei, capitolul 12, Domnul Iisus a spus așa, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Oameni buni, dacă nu ești cu Dumnezeu în bătălia aceasta, ești împotriva Lui. Nu există neutralitate. Cine spune că e pocăit și stă neutru, n-are nimic de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să trezească pocăiții, să trezească Dumnezeu creștinii. Dacă vei sta nepăsător, ești de fapt de partea diavolului. Și lupți împotriva lui Dumnezeu, pentru că este familia întemeiată de Dumnezeu. Nu crede minciuna că este scena ortodoxiei, că este referendumul lui Dragnea, că este altora. Este familia lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru toți cei care sprijină. Uitându-mă pe știri la toate atacurile care apar,
am văzut surprize și plăcute. A ieșit în față fostul președinte Traian Băsescu și a spus: mă duc la referendum și votez da. A ieșit Gabriel Oprea, fostul șef a UNPR-ului, și a spus: mă duc la referendum și voi vota da. Și ies din partidele politice oameni în față care spun: mă duc și voi vota da. USR-ul, care se intitulează Uniunea Salvați România, spune: nu vă duceți la referendum, boicotați-l! Și se numesc Uniunea Salvați România. O, Doamne, salvează-i pe ei! Și te rugăm, salvează România, pentru că mântuirea vine de la Domnul. Sâmbătă dimineața, la prima oră, cu ajutorul lui Dumnezeu, mă duc să votez. Sâmbătă dimineața vă chem toți, pe toți cei care vreți. De ce e important să mergem sâmbătă dimineața? Toți bajocoritorii vor urmări procentul celor care se prezintă la vot. Și vor spune: a trecut ziua de sâmbătă și nici 5% nu s-au dus la vot. Că toți au zis: ce poți face astăzi? Lasă pe mâine. Știți că avem noi cântarea aceea: nu amâna, nu amâna. Dacă e sâmbătă, ultima ta zi, vrei să te duci să dai față cu Domnul, să spui: Doamne, eu sâmbătă am vrut să mai amân. Sâmbătă dimineața, la prima oră când se deschide secția de votare, mă duc acolo. Vă chem, frați și surori, să fim acolo, dar până atunci, telefoanele, vecinii, cunoscuții, haideți să umplem orașul acesta cu mesajul acesta: familia întemeiată de Dumnezeu, rămâi lângă Dumnezeu și apără familia. Și acum îi spunem: Doamne, îndură-te de noi. Ascultăm ultima cântare a orchestrei și apoi vom încheia cu rugăciune. Dar în timp ce cântă orchestra, ești gata să te întorci? Sunt gata să mă întorc de pe căile mele rele. Sunt gata să spun: Doamne, vreau să-mi pun viața în rânduială. Vreau să fiu al Tău în totalitate. Vreau să scot orice idol din viața mea. Și te rog, cercetează-ne, Dumnezeule, și casele, și bisericile, și țara. Ascultăm cântarea orchestrei.